Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou laborator. Haideți să continuăm cu un nou desen, da? Ca de obicei începem cu liniile de axă, da? Și prima cotă este la 80, da? Folosim coordonate polare, deci vom zice că este unghi de minus 90, pentru că mergem în sens invers trigonometric. Da? Am desenat linia și ne oprim. Da? Deci am desenat axa și capetele unde vor fi centrele celor două cercuri. Și acum, pentru al treilea cerc, trebuie să offsetăm această axă la 30 de milimetri. Da? Deci cu comanda offset selectăm linia pe care dorim să o offsetăm și direcția în care dorim să o offsetăm, da? Și acum o să trecem la linia ajutătoare, da? Ne vom desena o linie ajutătoare, da? Și această linie ajutătoare o vom offseta acum odată cu 50, da? Offset cu 50, da? Și vom și o vom transforma în linie de axă, da? Deoarece aceasta este linia, da? Va fi centrul celui de-al treilea cerc. Da? După care vom desena liniile ajutătoare care ne vor ajuta să desenăm acest pocket, da? Sau această degajare din piesă. Din nou vom merge cu offset, o dată de 20, da? Ne vom duce cu această linie ajutătoare în jos, da? Și încă o dată un offset de 40. Da? Acum vedem că acest pocket, da, i-am făcut capetele, da? Vedem că el are o rază de 5. Asta înseamnă că lățimea lui stânga-dreapta este de 10. Deci vom da iară un offset de 5, da? Că stânga-dreapta este de 5, raza fiind de 5, da? O dată în stânga, o dată în dreapta, da? Le transformăm în linie ajutătoare, da? Tăiem surplusul, că nu ne trebuie. Opa. Am tăiat toată linia. Așa. Tăiem și pe asta. Tăiem și pe asta. Asta, da? Trebuie să tăiem și aici. Acestea deja nu ne mai trebuiesc, da? Ok. Astea nu le-am băgat în linie ajutătoare. Le trecem în linia ajutătoare, da? Și ce ne-ar mai trebui acum? Încă un offset de 5, da? De ce? Ca să aflăm raza centrului, centrul razei pentru cercul de racordare din cap, da? Teoretic, acum avem toate liniile ajutătoare ca să putem termina desenul, așa că mergem pe desen, acum pe linie de desen, și ne uităm, da? Avem cercuri cu diametru și zice că 3. Deci asta înseamnă că toate cercurile, da, vor avea aceleași diametre. Da? Vom face primul cu un diametru de 30, da? Al doilea cu un diametru de 20, da? Vedeți că sunt concentrice, deci aleg întotdeauna același centru, da? Și ultimul cu diametru de 10, da? Acum o să le selectăm, le copiem. Selectăm metoda displacement, alegem centru și mutăm, da? Tocmai așa am reprodus, da, toate cercurile. Acum, să trecem la linii, da, avem prima linie care trebuie să fie tangentă, da? Ne activăm doar tangenta, că dacă lăsăm toate activate, nu putem desena tangentele. Da, desenăm tangentă, da, am desenat prima linie, tangentă și a doua linie, da, și vedem acum că aici a doua linie avem o racordare de 10, deci mergem cu comanda filet, da, o să-i dăm la rază 10, da, o să zicem la modul de tăiere că dorim cu tăiere și multiplu, pentru că dorim să facem mai mult de o singură racordare și vom alege linia și cu cercul pe care dorim să-l racordăm, după care vom alege celelalte două cercuri pe care dorim să le racordăm. Și am terminat, da? Tot conturul exterior. Acum să facem și acest pocket, da? Dăm din nou line, da?
avem dezactivate, reactivăm, da, endpoint perpendicular și nearest, da, la celante de cerc momentan nu, da, și zicem de aici, aici odată și de aici, aici odată. Acum, pentru a desena cercul din capăt, avem două opțiuni, da, să mergem prin comanda two points, da, două puncte, da, desenăm și tăiem surplusul, da, sau folosim comanda filet, da, cu raza de 5, da, și selectând cele două linii, da. Amândouă metodele au același rezultat, da. Am terminat desenul, da. Putem în acest moment să ascundem liniile ajutătoare, decidăm turn-off layer-ului de linie ajutătoare, da. Ne ducem pe liniile de axă, pentru că dorim să facem liniile pentru cercuri, dar ne ducem pe center mark, fac center mark, da? La celălalt nu mai punem, pentru că avem deja liniile desenate. Da? Și acum ne ducem, terminat și cu liniile de axă toate, ne ducem pe cote, începem cu cotele lineare, da? Distanța din centru celor două cercuri, da? Distanța de la primul cerc la intersecția, da, pochetului, lungimea pochetului, da? Vedeți că nu a luat bine, mi-a luat tangenta în loc să-mi ia intersecția sau perpendiculara, da? Și așa vă poate da variație de distanță, da? Ne mai trebuie distanța dintre centrele celor două cercuri și distanța pe orizontal, da? Haideți să punem și razele, da? Deci trecem acum la cotele de tip rază, da? Punem aici rază și aici rază, da? Dacă nu cotez cu rază și jos, înseamnă că se va folosi aceeași rază. Nu o să cotez lățimea acestuia, da? Pentru că avem cota de racordare, care e de 5 și teoretic nu mai trebuie să o cotăm și aici, da? Dar dacă punem, este supracotare. Și acum ultimele cercuri, diametru, o să fac așa, o să cotez aici diametru mare, aici diametru mediu și aici diametru mic. Da, un pic diferit decât sus. O să dăm dublu click ca să edităm cota, da, îi zicem 3 ori 30. Da, aici dăm de săgeată stânga 3 ori 20, da? Dăm în exterior, dăm click, săgeată stânga 3 ori 10. Dăm close și din nou am terminat desenul, tot în 8 minute, da? Vă urez și vouă succes!